Dragilor, și bine v-am regăsit la un nou vlog. Încep de aici cu rațele care stau toate aliniate așa pe lemnul ăsta. Afară e destul de frig, pot să zic. Adică sunt vreo 4 grade, 5 maxim, deși e soare. Și noaptea a început să fie cu minus. Nu chiar în fiecare noapte, dar în general. Minus 1 cred că a fost azi noapte. A fost o vreme ploioasă de vineri după amiaza până toată noaptea asta a plouat într-una. Alte ori mai tare, alte ori mai încet, adică cu strop mai mici, dar a plouat. Rațele scurățate. Dar încă mă gândesc pe care rățoi să-l opresc dintre ăștia doi, ăsta și ăsta. Ăsta îmi place că e mare și frumos, dar parcă și pe ăsta l-aș opri că e mai deschis la culoare. Și până acum am avut numai închise. Parcă aș vrea și deschise. Adică ăsta e deschis rațele. Majoritatea rațelor tinere sunt închise la culoare, exceptându-le pe astea albe. Da, chiar și așa. Mai aștept o țără să crească ăsta, dar până de Crăciun vreau să-i aleg. Au început brusc să ouă, deși e frig, au început să ouă, am vreo aproape 20 ceva, de nu 30 de ouă, în două cuibare. Eu am venit aseară aici, mă rog, ieri, așa, după amiaza, dar a plouat și nu prea m-am dus pe afară. M-am dus de-abia seara când le-am închis, așa am văzut, că altfel nu vedeam. Deci eu până acum am văzut două cuibare, e posibil să fie mai multe, nu știu. Le-a apucat să ouă. Dar ce să zic, dacă se pune vreuna, poate o pune. Că, na, de ce nu, că am ouă. Deci dacă s-ar pune, aș avea ouă. Caprele sunt închise. Azi nu le-am dat drumul. Ieri au fost afară, dar mai mult au stat înăuntru. Adică, cum să zic. Ba le-am dat drumul, ba le-am închis că au plouat. Na, și le-am dat drumul fix degeaba. Acum dacă are și musafirul nostru de aici. Costi e aici. Dar nu pentru că l-am închis ca să nu mai stea cu astea. Aici, apropo, e dezastru. Are un musafir acolo și nu pot să vi-l arăt dacă nu ias afară. Astea trei și țapul să înăuntru. Țapul mic. Și Costi din partea asta. Dar la Costi totuși mă bag. Ia că iasă, sau? Ies așa încet, e mai timidă. Da, că nu pot să deschid, dar nu mă las până nu vă arăt. Am avut o ocazie să vă mai arăt în vară, dar n-am filmat în zilele alea și a fost prea târziu. Altă ocazie nu mai apuc, că mâine vine după ea. Mâine fiind luni, eu nu sunt aici. Deci trebuie să pun pauză că nu pot cu o mână să-l deschid, revenim imediat. Da, într-un final am reușit, numai că și aici e o țără cam așa. Am să le scot afară. Hai, șu! Nu vor să ies afară. Du-te, mă! Ce speriată e săraca. Du-te, mă! Așa. Nu pot să vă arăt, nu știu ce are, nu vrea să iasă afară. Na, mă rog, vă arăt așa. Am zis că aici poate nu se vede așa bine, că e neagră. Ea e... Bă, sincer, nu știu cum o cheamă. Parcă mi s-o zis la un moment dat, dar am uitat sau n-am reținut. Mă rog. E o capră a lui o vecină care e în călduri. Și pentru că eu am țapă, o adus-o la țapul meu.
Am mai fost aici în iulie, la sfârșitul lui iulie, dar atunci Costea meu nu a fost în călduri, nu a montat-o și acum o adus-o din nou. De fapt, ca să vă zic mai clar, cred că e aici de miercuri sau joi. Am montat-o din prima, cum să zic, din prima, când a pus picioarele pe ea, am și montat-o, dar ca să fie moșul meu sigur, le-a închis separat aici. Nu știu ce e așa speriată. I-a crescut părul sau s-a făcut mai mică, nu știu. Când a adus-o era de înălțimea lui Costi în iulie. E o capră ceva de munte, nu știu, n-am reținut. Ci că e bună de lapte, dar eu nu pot să o mulg. Am încercat atunci, e că în iulie, vreo 4 zile ăsta la noi. N-am filmat în zilele alea, pur și simplu. Părea mult mai mare atunci și acum pare mică, nu știu. M-am zis, era de înălțimea lui Costi. Ăsta disperat, ăsta vrea și el să pună, să simte și el ceva nou, că s-o sătura de astea două căpățâi, ca sigura nu o prinde. Uitați ce coarne faine au astea. Mai au un pic și să fac cât mama lor. N-am că s-o dus înăuntru. Ori s-o îngrășat, ori, nu știu, na. Oricum lui Costi încă îi place de ea. Mai are timp până mâine suficient. Ai mai ieșit tata afară. Băi, urâtule. Au, mine că mă calci. E speriată, săraca, nu știu ce are. Deci, repet încă o dată pentru ăia care nu prea sunt atenți, capra asta nu e a mea. E a lui o vecină și a adus-o la mine la țap. A adus-o în iulie când încă le aveam pe alea roșii. Deci, vă dați seama, erau cu ale mele, erau 7 iezi, 3 capre, cu asta 4 capre cu Costi. Deci 7 iezi, 11 cu 4 capre, cu Costi 12, plus caprele lui vecinul meu. Deci vă dați seama câte capre umblau pe aici. Care, apropo, și-a ales afară, dar... No, bun. Cam asta ar fi cu musafira. Cred că ar fi bine să închid aici, dar nu mă chinui. Acum mă închid după ce termin de filmat. Mureșul a crescut mult din cauza a două ploi zdravene și a două zile întregi în care a plouat. E extrem de mare. Se și vede. Nu știu dacă nu a și ieșit. Dar nu, cred că nu se vede de aici. Nu a ieșit. În orice caz e mare de tot. A, uitați caprele. Am crezut că e numai țapul pe aici, dar toate. Dacă vine o mașină vitezomană, le face pastram. Aici și prietenul meu, domnul Prostu. Bucuros, nevoie mare să mă vadă. Nu m-a văzut de duminica trecută. Ia uitat și are deșteptul ăsta de țap în cap. I-a pus fundiță la pârâslea. El e acum triste că nu sunt și restul ale mele afară. Să meargă el în grădină, să... De fapt, ba, mai are moșul meu niște salată, na. Să vină să mânce salata. Momentan se rezumă la frunze de nuc.
Deci, cum ziceam, dacă vine o mașină viteză umană, vine fughele, dar ziceam așa. Nu e prima dată când stau în mijlocul drumului. Da, no. Hai să vă arăt și iepurița. Uitați, deci trece acum o mașină. Să vedem, uite, s-au ridicat. Uitați și iepurița. Opa! Noi am dat mere de două doamna mine, deci nu pățește nimic de la două mere. Mi s-a mai zis în comentarii că se umflă. Știu și eu că se umflă, dar de la două mere nu pățea nimic. Acum nu i-am mai dat. Nici n-am mai primit la școală mere. Am primit luni și marți, dar până am venit eu ieri să făceau cidru. Și nu le-am adus. Ba nu aici. Aici. Deci 6 ouă de rață. Și mai e un cuibar în partea aia, pe care am să vi-l arăt imediat. Ia și paste. Bobocii ăștia nu i-am mai închis. Nici în garaj, au dormit afară. Ăsta văd că e șchiop, nu știu, s-o bătut. Ce fain, am prins pe toate, adică, cum să zic, toate care nu-s maro. Țoiul ăsta negru, ăla bătrân, iară doarme aici. Nu mai dormit o perioadă, dar acum iară doarme. Ia, ce face asta? Nu știu dacă se vede ceva. Latră câinile pe ce, nu știu, dar latră. A, e cineva acolo, cred că e ciobanul. Aici nu. Am să văd dacă este și aici, dar nu este cuibare. Deci înseamnă că numai alea două sunt. A, de fapt, parcă mai era... Mi-a zis parcă moșul meu că mai e un grajd. N-am fost să văd. Ia ce fain, am prins pe astea mamă și fiică. Asta e mama lui Lața asta. Bătrânul lui Rățoi încep să-i crească aripile înapoi și să face mai interesant decât s-a făcut până acum. Îmi place. Ia. 5 Rățoi în aceeași secvență, plus rața albastră, dar cred că ia ouă, că am văzut-o săptămânile trecute tot așa mai, na, mai agitată, mai, nu știu cum să zic. Este o șansă ca curcanul ăsta să se înfoaie.
că e roșu, are moțul ăla lăsat în jos, zic și eu. Uitați-l și pe ăsta cu puicuțele lui. Mă rog, e și un cocoș acolo, dar... Am văzut să văd dacă se va înfoia, dar văd că n-am noroc nici de data asta. E, da, uitați, aici mai este un cuibar, mă rog, momentan sunt două ouă, dar, nu, no. Uitați și purcelușii. Le-i foame. Acum, din fericire, este apă. Deci pot să le dau liniștit. Atunci, în vlogul trecut, n-am avut apă. De la rețea. Și exact seara, la ora 6, a venit. Aici sunt păsărandile, păsăroaiele care dorm afară. Cocoșul ăsta, de exemplu. Majoritatea puiilor dorm aici. Aici unde le-am pus cândva o scândură să doarmă, dar pe ei au făcut în ea scândură, că la garaj nu mai dăm drumul. Aici e dezastru din cauza la rațe. Aici sunt porci ăștia la alți. Ăștia nu mai sunt porcei, au fost, dar nu mai sunt. Du-te și tu mai... Bă, ăsta niciodată nu pot să-l prind cum trebuie. Că el e lung. Și aia e mai scurtă ca el, nu? Și mai mare. A, aici e aparent un alt cuibar. Ăsta cred că știu acui, alurața albă. Deci, bibilicile stau aici, la izolare. Împreună cu ultimii pui. Că le sus afară. Bibilicile stau la izolare.
Și aici, într-un final, puii mari deja au crescut. Am un doi cocoșei, așa, ăsta negru și ăla frumos. Mănâncă bine, da, să-i vedeți pe ăștelalți din partea asta, vedeți ce gușa au ăia. Cel puțin așa o aveau aseară, acum nu știu că nu m-am dus azi la ei. Uitați ce pui ăștia la alții. Da, tot aceeași gușă o au. Nu chiar așa mare, dar o... Aseară aveau niște guși, zici că le-ai băgat pompa pe gât și le-ai băgat aer în el. Vezi bine toți, trebuie să le... Acum trebuie să mă ocup de ei. Atunci n-am avut apă, dar acum am și după filmare am treabă multă. Aici mai am niște ouă. Nu știu câte găs. Și parcă mai erau aici. Ba nu, aici nu. Aici au ouă găinile. Aici și sălbaticile astea de bibilici. Cum ziceam, stau la izolare. Împreună cu trei cocoși sau doi și restul spuicuțe astea. Am deja vreo doi masculi aparent. Ăia doi de acolo exact penultimii. Ăia masculi. N-aveți idee să rece mi-e spatele. E frig afară rău. Cocoșul ăsta, ăsta trebuie să-l dau. Tot am promis că îl dau la un vecin, dar ăla n-a mai venit pe la noi și nu știu ce. Îl mai las o țără pe aici și am să-i dau. Încheiem cu cățelușa asta pentru că nu v-am mai arătat-o de mult. Nici eu n-am mai văzut-o de o săptămână. Au făcut aici niște gropane. Da, deci cam acesta a fost și vlogul ăsta. Ascultă paranteză. La salata asta mă refeream când ziceam de capre. Pur și simplu au mâncat gardul, l-au ros și au intrat pe aici. Acum l-au refăcut, dar intră pe acolo. Și gândiți-vă că de acolo, de departe, de unde vă arăt eu, vin până aici să mănânce niște salata amărâtă. Da, deci, cum ziceam, cam acesta a fost și vlogul ăsta. Noi ne auzim, sper eu, săptămâna viitoare, tot duminică. Nu uitați să dați un like, să vă abonați și pa, pa!